Un procuror din cadrul Procuraturii Anticorupție a fost reținut suspectat de luare de mită. Procuratura Anticorupție a publicat imagini video când procurorul anticorupție a fost reținut de către colegii săi pentru că ar fi estorcat 1500 de euro de la un polițist învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu. Potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, plângerea a parvenit chiar de la polițist. Ieri, la 9 octombrie, în Procuratura Anticorupție a parvenit o plângere din un polițist în care se invoca estorcarea de către un procuror delegat în Procuratura Anticorupție a unei sume de 1500 de euro. În cadrul urmăririi penale, noi am constatat luni, pe data de 8 octombrie, procurorul a avut o întâlnire în sala de audiență a Centrului Național Anticorupție. Ulterior, a solicitat de la peționar căruia i-a prezentat materiale cauzei penale și i-a demonstrat într-o oarecare măsură că are o anumită implicare pe un dosar penal din gestiunea Centrului Național Anticorupție, i-a solicitat să-l telefoneze după orele 5. Cei doi s-ar fi întâlnit în data de 8 octombrie într-un local din sectorul botanic al capitalei. Procurorul anticorupție spunându-i polițistului că banii ceruți drept mită ar fi pentru el și conducerea procuraturii. Acesta urma să obțină o decizie favorabilă polițistului pe marginea cauzei penale pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Mai exact, polițistul ar fi întocmit un proces verbal pentru consum de droguri în privința unei persoane aflate în stare de ebrietate narcotică la volan. Aseară, noaptea în jurul orelor 21:30, a fost reținut în flagrant delict procurorul, tot de către alți procurori în Procuratura Anticorupție, în momentul primirii banilor. El a fost plasat pentru 72 de ore în incinta izolatorului de detenție provizorie a Centrului Național Anticorupție. La moment, învinuitul, fiindcă a fost pus sub învinuire, își recunoaște vina. Eu regret, în principiu, că un astfel de caz a fost posibil în cadrul Procuraturii Anticorupție. Potrivit lui Morar, banii au fost predați benevol în momentul reținerii. Dacă va fi găsit vinovat, procurorul riscă până la 15 ani de pușcărie cu amendă de până la 500.000 de lei. Totodată, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice până la 15 ani, Procuratura Anticorupție va reveni cu detalii.